Păi, cum v-am spus, trebuia să mă ocup de el. Odată ca să-mi primesc banii înapoi, a doua oră, frate meu, să nu las de râsul la tăți, să facă vreo prostie, să meargă la pucălie sau ăștia umflă prăjitură și el umflă Eugenia. Nu mergea. Și uite-te cum l-am luat și pe el cu mine. La descurcă lume. Eu, Beni Țăranu, Ceapa, pompierul și pe domnul care e la MIDI, DJ acum. Mi-amintez eu imediat cum îl cheamă. Ce memorie să mor eu. Bă, eram la treabă. Căldură, climatizator la mașină, nimic. Autobel. Lăsai geamurile jos, curent la măsele, durea. Bă, miros odată în mașină. Zice ăștia, bă, zice cum miroasă ca pe la Pahida, pe la Jucu. Și noi eram pe la Pezaro. Auzi, mare. Băi, mirosem în mașină de numai, bă. Bă, ce miroasă ăștia? E o minte luminată. Tăți îmbrăcați, elegant. Că noi nu ne spălam hainele. Intram în magazin și ne schimbam direct în magazin, în garderobă. Le dădeam transpirațiile și luăm noutăță. Bine că eram spălați. Băi, ce miroasă. În timpul mersului 140 la oră, pe autobandă. Pompier, ridică piciorul sus, țăranie, dă-i adidasul din picioare, când l-a dat, mohorod. Mohorod, măi! Mohorod! Măi, niște gheazete, măi, și... Ai, nu mai... Trage pe dreapta, aruncat adidas, ciorap și apă de parbriz. Deci apă de parbriz. Pe picioare spală-te, pompier. Ambient în mașină, ambient. Deci cade pe parbriz soluția, așa mirosea mașina. Și du-te cu el la treabă și fă treabă. Păi, într-o seară, mă duc și eu singur. Pe acolo, pe lângă un magazin. Iarăși fac mațele, fute chiar lumea în gură și ți-am dat să mânci. Iară, bă, amețelosule. Cred că tai asta jos. Bă, mă duc la un magazin cu un prieten. Să ciordim. Eu cu Audi meu. Audi cu numere de Ungaria, 100 CC. Bă, la magazin acolo. Bang în ăla, într-un iper. Și umflu por bagajul. L-am blindat. Eu cu pretinul ăla. Păi, catătomul să mai luăm câte un alta. N-a fost de ajuns. Și ne băgăm la... Ce mă prinde, mâncava la încărcătoare de telefon. Mă prinde aia. Zipă-mi, zipă el. Hai, înăuntru, cheamă garda, le-am dat înapoi, nu, că să cheme garda și o vine garda. Coate pe buzunare, tătătăt, a scos din buzunare. Pașaportul, bineînțeles, eu cu Udlever, cu pașaportul unguresc. Așa erau vremurile alea, noi români, așa eram. Coate din alte țări, că dacă auzeai că suntem români, ne dădea nana la cur și zvâr. Aha, tu ești ungur, știi italiană, ia șeniar. Le rupe. Unde ții mașina? N-am mașină. Bun, suie în dubă la poliție. Găsăm mașina ca și în alte părți. Găsăm mașina, ți-o sechestrăm și aia. Auleu, auleu. Adu-le la mașină. Și-i duc la mașină. Măi, patru polițiști, mă, gândesc că erau cătanie. Băi, unul și unul, mă, unul singur era ca și birlică ăla din Loto, din filmele alea, iată tania era. Merg la mașină, deschid porbagajul, aha, bun,
Cheamă pe aia de la magazin și dă-i pe căruciuri, le duce înapoi, ca pe trebuia să le distribuie pe la toate buticurile. Și caută-n mașină. Mai mâncavaș, mă. Ta-ta-ta-ta-ta tremura. Mai nu-mi ridică, mă, mâncavaș, mă, de la schimbătorul de viteză îmi ridică aia în sus, mă. Mănușa aia în sus, mă. Băi, frate, măi, și-mi găsește 5 acte de identitate, măi. Gândești că eram Pablo Escobar. 5 acte de identitate. Trece ungurești, al nume și numai poza mea acolo. Auziți cum mă chema pe ăla din buzunar? Dormo Tibelo. Pe următor, au zis, ce-s astea? Zic că nu știu. E că l-a deschis frână, zice, de aici e poza ta. Auzi, Francisc nu știu cum. Băi, toidio. Deci tătate nume mai mâncava. O zis, dar zice, ce-s astea? Mai oameni. Zic, stai așa. Ce stai așa? Măi, era micuț, măi, când mi-a dat o palmă, mă, zice, te nu, tu mafioso. Nu, mafioso! Eu nu mafioso. Mă temeam că mă trimite în țara, mă. În țara aveam condamnare, urmărit internațional. Măi, oameni, zic, când am intrat pe la Trieste, măi, eu zis unul, că trebuie să am din ăstea. Că-i ca și o carte de identitate, că mă duc la hotel, nu mă las câte una. Că pe eu lăsam câte una, dormeam o săptămână și plecam la alt hotel. Nu plăcea nimic. Bun, control în continuare. La bancheta din spate. Dar de unde să știu eu, măi, oameni, măi? Din cauza lui Lobo. Bagă pe la banchetă, pe aici, ce gândiți că scoate mâncavaș? Na, ce gândiți că scoate? O parete de kilos de amici. E copii, alu Lobo, băi, uitat acolo, bă, liana, bă, când meream pe la Balaton în Ungaria, coace în col, cum îl schimba. Băi, tata la mic, măi, când îmi fute în copăreții de palme și-o zis, tu sei pedofilo, mă, 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 culo, che să date să, pedofilo, mă, mă, mafioso, treci cătușele și la poliție. Să vă spună băiatul că nu dau nume, că e din Cluj băiatul cu care am fost. Bă, la poliție, mașina în curte, tătătăt, am tremurat. N-am în cavaș, mașina nu-i problemă că mi-o e, tragă e. Mă trimite în țară. O zis, tu ești mafiot? Tu zici, trebuie să fii căutat în toate țările din Europa. Aoleu, mamă! Am zis că un polițist trecea așa în ea pe lângă noi, încă curent făcea când trece. V-am zis, cătani, măi, din aia mari, ruși, ruși, măi. Când trecea pe lângă mine, curent făcea, mă. Nu gândiți-vă ce îmi dădea la palmă, că mi-o dat ăsta piticul, ia să-mi ia palmă, de mi-o țângălit toate fălcele. Măi, cum trecea, măi, ochii zburea numai pe lanțul meu. Eu v-am spus, bă, Nelson își pagă pe dușman să ia tragă. N-ai ce face. Corupția e mare. N-aveai ce să ne facă în vremurile alea, în 2000. Acte falsă să făcea grup, că fura din buticuri niște haine, blugi și alte bine, că firmate. N-avea ce să-ți facă. Erau infracțiuni ușoare. Da, frica mare. Mă trimite în țară. Măi, tătul văd, îi zic la ăsta, bă, zic că ăsta-i pe lanțul meu. Țigane, tu ești cu astea, tu le ai cu corupțiile. Și când mai treci odată, zic, stai așa, mă. Fă, măi, cumva, mă, că l-am văzut că el era șeful. Avea din alea ciocanie pe aici. Grade, ciocanari. Zic, auzi, îți dau lanțul, dă-ne drumul. Mă, nu l-am luat pe dos. Îți dau lanțul, dă-ne drumul. Pii, asta o aștepta polițistul. Băi, dacă mint, lasă coment, că ai fost cu mine. Dar știe și tăți ăștia. Bă, o să la fii atent aici. Vezi, să vedea de pe geam. Un cesenatico,
la carabinieri. Vezi, zice acolo colțul ăla, în colțul ăla barul. Fii atent. Imediat îți dau drumul, tragi mașina acolo după colț, mă aștept, eu o să vin și îmi dai lanțul. Că mi-o lua lanțul, de l-o verificat, să vadă dacă n-are ștanță italiană, dacă nu-i furat de pe acolo, dacă nu-i dat la din ăsta. Mâncava-s lanțul făcut în Ungaria la comandă, aur verde. La lupă să vede, luna, ziua, data, anul și semnătura la ăla, la croșetator în aur, la bijutier. Și am crezut că mi-o, băi, eu pe bune îi dădeam. Am crezut că mi-o ridicat toate pietrele de pe spate, că avem un sac de pietri, așa eram de-a plecat, de frică. Și atâta mă mi-o trebuie, mă mi-o dat. Bine că mi-o confiscat pașapartile, a rămas fără identitate. Mi-o confiscat pașapartile, mâncava-s. Au făcut niște hârtii de ale confiscatele, marfă recuperată, mi-o dat cheile și mi-o dat drumul amândoi. Eu m-am dus încet până după colț. Dar după colț, ce-o zis ăla? Murim! Murim! Deci, cu a doua m-am dus în turație maximă. Am uitat să vă schimb viteza. S-a scăpat, mă, mâncava-s, mă, ia aia, mă. Are frică am avut. Băi, îl tăia așa în ea, n-am mai mă spun ce senatico, nici la iperul ăla. Uite așa în ea, dă-i în stânga, dă-i în dreapta, eu cu rusoica, pompierul, v-am zis, trebuia să-i găsesc muiere. Băi, și vorbesc cu rusoica, tu vezi o prietină de-a ta și găsește-o una din Republica Moldova. Vorbea și românește asta și rusește, rusește. Și fac cunoștință la Domenico. Și mai arunca Domenico niște oi galești ca vacile. Făce că tămiui cum umblă, gândești că e rățușcă. Zic, tașcă e a ta. Dar să te comporți, să faci mai, să demonstrezi mai calitate. Nici o problemă. Păi și fac cunoștință și vorbesc cu ea și vorbește și rusoi, ca tu o duci mai bine decât să merg la stradă sau încoace încolo. Mii, o chirie, una alta, faci mâncare, te căzăști, îl calci. Bun. Și uite-te, mai cum pompierul, mai îndrăgostit, nu mai vine la treabă. Numai pe plajă, pe beach, numai pe beach. Valuri, amândoi în valuri, șampanie, băuturi fine, cocktailuri. Omul, mă gândiți-vă, de atâta vreme n-o să ghid nimic. Ce ghidiți voi? Ei, omule, mă, și mă sfădiesc cu el. Bă, dar tu ce faci, mă? S-o bat pe aia, tu, dar nu-l mai lași la treabă? Ba da! Și ce-a făcut pompierul? Ca să scape de mine, o fugit. Unde? La Milano. Mă sună de la Milano. Băi, unde ești, mă, iară, mă? Ai, bă, zice că tu nu mă coordonezi pe mine, să râdă ăia. Băi, nu râde din aici, că de-ai înțeles la lume. Ziceți la Milano, fac treburile aici. Bine, băi, pompier! Băi, la Milano, ia să-mi ia al sumă, dar nu mai îmi trimis din bani. Mă descurc în greu. Dar unde dormi? La hotel. La hotel. Păi așa trece vreo lună. Mă sună un doctor. Mă sună unul la telefon. Pronto, buongiorno, siete Nelson, mondialul, si, chi sei, cine ești? Măi, eu vă zic în română. Suntem de la spitalul de os, oase, nas, picioare, mâini rupte, clavicule și alte gâturi îndoite. Când am văzut, ce sunt? Fratele tău cu cumnata ta sunt în spital aici. Ei, bă, în casă așa. Păi mă duc, măi, urcă-te mașină, mă. Și du-te, măi, la Milano, mă, mi-o dat adresa la spital. Măi, și mă duc la oasă fără mițache.
Deci, când am intrat în salon, prima dată m-am dus în salonul de la femei, când am intrat în salon, în Cavaș, o făcătură în gips, cu picioarele crăcite în sus și mânurile aia așa în ea, în gips. Băi, gândești că era Fifi în aripatul. Tăt, bandajată și loc la ochi și la gură. O asistentă stătea cu un pai și suje. Aia suje, supă. Cine era? Cumnata. Cumnata, măi, tăt în gips. Puuu, m-am gândit, măi, ce-o accident, măi? Accident! Ce-ai, pățătu? Nu putea să vorbească. Domenico, unde-i? Nimic nu putea să vorbească, mă. Băi, era, măi, așa-n ea, măi, cu mânurile așa-n gips și prinsă pe niște dinere și picioarele crăcite ca la naștere și îndoite, așa-n ea, așa-n ea. Bă, și mă duce asistenta dincolo la pompierul. Pompierul, mâna ea să-mi ia până aici, în ia pe la chept și pe aici avea de ăla de gât. Așa și piciorul ăsta alt, ridicat în sus. Pe verticală, pe orizontală, verticală, cum vine? Verticală, orizontală, în sus. Păi, Domenicu, ce ai pățit, mă? Păi, uită-te din cauza asta, că i-a zis, hai tu să mergem la hotel. Zic, invers, că aia i-a zis lui, hai la hotel. Dar ăsta să țină de bani, au zis unde-o dormit. Într-un hotel, părăsală, sus în pod, pe Cavaș, nu numai ei doi, că dormeau mai mulți. Dar ăștia și-au găsit cameră sus în pod, mai retrasă de lume, deși lumea i-a zis, nu mergeți pe partea aia, că scândurile, tavanul e moale și cedează. Gândiți-vă că hotelurile alea acolo au înălțime 7 metri. Și noaptea, cu lanterna de aia mică, cum am mers amândoi prinși de mână, s-au ridicat de o traversă de la pod și cum am ridicat amândoi, te s-au dus din tavan până acolo, buf! S-o spălea oamenii acolo, băi. Și uite-te, băi, săraca, bă, fractură maxiofascială, mâinile tătătă rupte și picioarele. O stat în spital aia 3 luni de zile în revenire. Pompier o lună jumate. Băi, frate, băi, și-o trebuie să mă mut la Milano, mă. O trebuie să mă duc la Milano, măi, să stau la Milano, să am grijă de ei, mă. Băi, nu mă cazul, măi, nu mă... Eu îl scoteam din groapă, el s-a aruncat în groapă. Băi, Domenico, iau o scară cu tine. Când tici în groapă, să te ridici înapoi, să nu mai viu eu. Nimic, măi. Gândiți-vă, măi, de la 7-8 metri... Noaptea, măi, Duluș! Duluș, că îi zicea și Duluș. Și rusoica mea nu știa să zică Duluș și zicea Tuș! Tuș! Gândiți-vă, măi, de la înălțimea aia să-mi chiceam eu doi flanduri, s-au făcut pe așa. E înălțime, măi, pe beton. Bă, le-o trecut și asta, mă. Le-o trecut și asta, înțelegi? Și mă anunță că e însărcinată. Că doamna e însărcinată. Și uite-te, măi, cum face o mândru de pui de pompier. Deci fiți atenți, bă, pompierul are copil cu rusoica, cu aia din Republica Moldova, are un copil, Giovanni. Îl are pe Amoroso, ăsta, ca Coiosu. Amoroso-l cheamă, băi. Cu asta din Arad, cu țiganca din Arad și mai are încă doi, un băiat și o fată cu o țigancă de păsache. Aia bandită, vagabontă. I-am despărțit. Na. Băi, vă mai spun că mi se gata și de trec peste 20 de minute trebuie să aștept 7 ore să le chez filmele și încă 3 ore și nu rezist. Urmează.
V-am pupat!